Bună, dragii mei! Săptămâna următoare ne vom ocupa de sunetul și litera H. Sunetul și litera H, bănuiesc că ați ascultat povestea literelor din CD sau chiar de pe net, că l-aveți și pe net. H mare de tipar arată așa. Mie mi se pare că arată ca o scară căruia lipsesc mai multe trepte, a rămas doar una. Și H mic de tipar, care seamănă cu N mic de tipar, numai că această liniuță este mai înaltă. Pe pagină aveți câteva imagini ale căror denumire conțin sunetul H. Va trebui să le numiți, să le despărțiți în silabe și să identificați locul sunetului H în cuvintele respective. Apoi scrieți cuvintele pe caiete și despărțiți-le în silabe. Iată, aici am un exemplu pentru voi. În imaginea aceasta se află un animal sălbatic care trăiește la noi în păduri. Se numește hienă, un animal carnivor, pe care voi îl cunoașteți mai puțin. Se desparte hienă. Așa veți proceda și cu celelalte cuvinte, după cum v-ați obișnuit deja. Pentru fixarea literei H o să facem mai multe exerciții. Iată, aici aveți exerciții de înlocuire a literei colorate cu litera H. Aici sunt scrise cu litere mici, voi le scrieți caiet cu literă mare. Veți obține cuvinte noi, cuvinte pe care le știați sau pe care nu le știați, dar e bine să le învățați. Totdeauna trebuie să fim atenți, să reținem cuvintele noi pentru a ne îmbogăți vocabular. Exercițiul 2 este să folosim aceste cuvinte sub imagine în propoziții legate de imaginea respectivă. Deci aveți câte o imagine și despre care veți vorbi în propoziție, deci ce e aici în imagine, faceți o propoziție, dar neapărat cu cuvântul aflat dedesubt. Patru propoziții. Le veți scrie și pe acestea pe caiet. Tot pentru îmbogățirea vocabularului, noi am început încă de când, dinainte de a intra în această mare pauză, despre cuvintele cu înțeles asemănător. Voi ați văzut că mereu întrebați, dar ce înseamnă cuvântul cu tare? Ați descoperit un cuvânt și mă întrebați ce înseamnă. Și vă explic sau puteți să citiți în dicționar, când învățăm bine să citim, sensul sau sensurile unui cuvânt. Un cuvânt poate avea unul sau mai multe înțelesuri, dar un înțeles aproximativ asemănător. De exemplu, cuvântul coș de aici are mai multe înțelesuri. Spunem coș și voi sunt sigură că ați și început deja să spuneți. Coșul de gunoi, coșul de pe casă, coșul de basket, și vor mai fi coșul de pe față. În această coloană aveți cuvintele cu înțeles asemănător pentru coloana cuvintelor albastre. Numai că nu sunt în ordine, va trebui să le identificați și să le scrieți în dreptul lor, potrivit. Deci, pentru coș, aveți un singur sens aici, în această coloană. La fel și se întâmplă și cu cuvântul dar. Pe dar, l-auziți foarte des în limba română, îl folosim foarte des. De exemplu, spun, am fost la farmacie, dar era închis. Pot să spun, cu același înțeles, cuvântul însă. Am fost la farmacie, însă era închis. Mai are un alt înțeles pe care o să-l descoperiți aici, în grupa aceasta de cuvinte. Deci, veți scrie în caiet coloana, așa cum e, iar în dreptul egalului veți scrie cuvântul cu înțeles asemănător. Rețineți-le pe cele pe care nu le-ați cunoscut pentru a vă îmbogăți vocabularul. Folosiți-le în propoziții noi,
De câte ori aveți ocazia, folosiți cuvintele nou învățate. Cuvintele cu înțeles opus, tot pentru îmbogățirea vocabularului și mai ales pentru a ne clarifica foarte bine sensul unui cuvânt. Adică, dacă nu e albă, e neagră. Da? Adică, tot timpul avem un cuvânt cu înțeles opus ca să ne dea o maximă de înțelegere a cuvântului dat. Nu v-am mai dat cuvinte pentru că aici e mai ușor să găsiți cuvintele cu înțeles opus. Le veți scrie și pe acestea pe caiete. Ca un exercițiu de citire și înțelegere a textului, aveți aici un text format din mai multe propoziții, dar un text din care lipsesc anumite cuvinte. Aici, în locul punctulețelor, va trebui să găsiți cuvintele potrivite între cuvintele acestea din paranteză. Avem două mari paranteze aici cu mai multe cuvinte. Ele sunt scoase de aici. Voi va trebui să le potriviți, după înțeles, exact acolo unde trebuie. Le veți citi pe toate și le veți potrivi. Atenție însă că sunt unele cuvinte scrise cu litere mare și altele scrise cu litere mici. Noi știm că cu litere mare se scriu cuvintele la început de propoziție, da? Deci tot timpul la început de propoziție, scriem cu litere mare. Se mai scriu cu litere mari numele de persoane, de orașe, localități, țări și așa mai departe. Și restul se scriu cu litere mici. Deci avem aici două cuvinte scrise cu litere mare. Va trebui să le găsiți locul potrivit în textul nostru. Copiați acest text pe caiete, fără grabă, pentru că aveți timp suficient, pe o foaie nouă, în caiet, cu titlul la mare. Respectați alineatele, avem aici un alineat, adică cu două degete mai înăuntru de la linia caietului, aici alt alineat, iar aici avem linia de dialog pusă în dreptul alineatului. Puteți să scrieți mai mic decât spațiul. Am văzut că deja ați început să nu mai respectați spațiul, scrieți mai mic, mai mare în niciun caz, dar mai mic, dar puteți să scrieți mai strâns ca să nu ne întindem prea mult pe prea multe foi. Este un exercițiu care vă obligă să citiți și să înțelegeți ceea ce citiți. Să scrieți frumos. Da? Și puneți toate semnele, punctul special. Bye!